Am descoperit festivalul filmului la Râșnov la a cincea lui ediție. Ce a fost înainte, nu știu. N-auzisem de festival. Dar ceea ce am găsit a fost o adevărată revelație. E original. Pornește de la o tematică originală și o dezvoltă în mod original. Pe fundalul sonor al interviului pe care mi-l luați, s-a auzit până mai de ună, are început acum, repetiția unei formații care se pregătește pentru concertul pe care îl va da după masă. În sala unde va da concertul, deocamdată rulează filme istorice despre atentatul împotriva lui Kennedy. Așteptăm o avantpremieră cinematografică, Afacerea Tănase, al lui Ionuț Teianu. Nu știu cum e filmul, evident, încă nu l-am văzut, dar Ionuț Teianu e un nume care dă garanție, pentru că e autorul unui excelent scenariu al filmului lui Tudor Giurgiu despre oameni și melci. Un festival bogat, lansări de carte. Iată, mă uit la, cu ocazia asta, mă uit și la ceea ce mai am de făcut. Peste câteva minute, cu voia dumneavoastră, va trebui să intru și neapărat, fiindcă sunt chiar foarte curios, să văd filmul JFK, Asasinatul. Atentatul. Imediat după o oră, JFK, A Personal Story, un alt documentar. Sunt lucruri care aprofundează câte o temă la care nu toți am avut acces și nu toți au avut informații. După masă avem și un film de ficțiune, dar este tot legat de frații Kennedy, este filmul lui Emilio Estevez, Bobby, cu Anthony Hopkins în rolul principal. La cetate, la ora 8 seara, avem un concert. Tot la cetate, la ora 9 seara, filmul Giuliei Temur, Un cântec străbate lumea. Ați rezista la acest gen de atracții atât de bine pus în pagină? Eu unul nu. Și aș vrea să închei exprimându-mi admirația pentru munca unui colectiv atât de restrâns ca acest colectiv care ne dăruie Festivalul de Film Istoric de la Râșnov și în centrul atracțiilor care ne sunt pregătite este însă cetatea Râșnov, pe care nu numai eu n-am cunoscut-o și pe care o descoperim cu aceeași magică încântare.